Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi. Și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul lui Naomi, a murit și i-a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu începem o săptămână de evangelizare. Tema săptămânii este aceasta. Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Este o afirmație biblică și dacă aveți scripturile la dumneavoastră, vă invit să le deschideți la cartea profetului Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Este oferta lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În suveranitatea lui face această ofertă. Viitor și speranță. Și este responsabilitatea noastră a fiecăruia. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, din toată inima. În suveranitatea lui Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Responsabilitatea ta este să-L cauți pe Dumnezeu. Când vorbim despre viitor și speranță, este important să subliniem faptul că orice om normal este preocupat de viitorul lui. Repet, orice om normal, în speranța că sala e plină de oameni normali, sunt convins că te interesează viitorul tău. Ce este viitorul? Când vorbim despre viitor, ce este viitorul? Este definit ca fiind o perioadă de timp nedeterminată care urmează după clipa prezentă. Viitorul este o perioadă de timp nedeterminată care urmează după clipa prezentă. Oare ce urmează după clipa prezentă? Știi sigur ce urmează după clipa prezentă? Nici unul dintre noi nu știe cu precizie. În vremea în care am lucrat la spital, un medic renumit din vremea aceea, poate că unii mai rețineți, doctorul Gerhard Ladislau, era la medicina muncii. Doctorul Gerhard obișnuia să scrie în registru medical de consultații, momentan prezintă cu tare simptome sau momentan nu prezintă cu tare simptome. Și toți se uitau la el și întrebau, dar de ce trebuie să scrii și momentan?
Într-o zi, un pacient a ieșit de la consultație, s-a așezat pe un scaun în sala de așteptare și în clipa următoare a făcut infarct și a murit. S-a făcut anchetă. Care a fost ultimul medic care l-a consultat? Doctorul Gerhard. Ce a constatat doctorul Gerhard la consultație? Momentan. Și când l-au întrebat, mai mult a spus, doar Dumnezeu știe ce urmează după clipa în care l-am consultat eu. Știi ce va urma mâine? Poi mâine? Peste 10 ani? Peste 50 de ani? Dar ne dorim să știm că viitorul nostru este asigurat. Ca și oameni, trăim în timp și spațiu. Timpul este acoperit de succesiunea evenimentelor. În timp se succed evenimentele. Așa cum se succed clipele, cum se succed minutele și ceasurile și zilele și ani. Și timpul este ireversibil. El este în viitor. În spațiu se petrec evenimentele. Orice eveniment se petrece în timp și spațiu și noi trăim în timp și spațiu. Una dintre dorințele noastre fundamentale este să continuăm să trăim. Numai oamenii care ajung în momente disperate nu mai vor să trăiască. Orice om dorește să continue să trăiască, să existe, adică să aibă viitor, dar nu orice fel de viitor. Ne dorim să trăim și să trăim în condiții bune, favorabile. De aceea, atunci când ne facem urări, spunem un an nou, ce urmează după asta? Un an nou fericit. Adică îți dorim să ai un viitor și să ai un viitor fericit. Și când cântăm cuiva la mulți ani, cântăm la mulți ani cu? Cu ce? Sănătate. În sfârșit, băieți care sunt mai îndrăzneți. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericite la mulți ani. Să trăiți. Este această dorință noastră de a trăi și de a trăi fericiți, de a trăi sănătoși, de a trăi în condiții bune. Numai că viitorul nostru este amenințat de doi mari dușmani. Viitorul tău și al meu are doi mari dușmani. Primul dușman este moartea. Dacă ai murit, nu mai e viitor. Moartea înseamnă s-a terminat. E un dușman teribil și cuvântul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel că ultimul dușman a omului care va fi biruit va fi moartea. Va veni vremea când viitorul nu va fi curmat de moarte. Al doilea mare dușman sunt necazurile, nenorocirile. Necazurile și nenorocirile îți mănâncă bucuria de a trăi. Cine ar vrea să trăiască nenorocit? De aceea, viitorul și speranța sunt lucruri deosebit de importante pentru noi oamenii. Dar ce este speranța? Speranța este sentimentul de încredere că lucrurile vor evolua favorabil. Speranța este acest sentiment că lucrurile vor decurge favorabil, adică va fi bine. Mi se vor împlini dorințele.
Aceasta este speranța. Cine poate să trăiască fără speranță? Filozofii spun, speranța este lumina sufletului. Fără speranță, sufletul se scufundă în întuneric. Speranța este lumina sufletului. Dacă n-ai speranță, sufletul se scufundă în întuneric. Psihologii ne spun, speranța este căldura sufletului. Fără speranță, sufletul îngheață. Fără speranță, sufletul îngheață. Biblia ne spune că sufletul, că speranța este ancora sufletului. Speranța este ancora sufletului. Fără speranță, sufletul naufragiază. Viitorul și speranța sunt două dimensiuni esențiale pentru viața noastră. Și Dumnezeu ne oferă viitor și speranță. Dar este următoarea întrebare. Tu în cine ți-ai pus încrederea pentru viitorul și speranța ta? De la cine aștepți viitor și speranță? Unii oameni cred că sunt capabili să-și asigure singuri viitorul și speranța. Se încred în ei. În relațiile lor și în resursele lor și spun, eu mă descurc și n-am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Sunt asemenea oameni. Alții spun, viitorul și speranța mea sunt în mâna lui Dumnezeu. Mă încred în Dumnezeu. Cine îți asigură ție viitorul și speranța? Cine te ține în această stare de a putea să înfrunți nu doar clipa de față, ci ziua de mâine, și cea de poi mâine și cât te va îngădui Dumnezeu? În săptămâna aceasta ne vom uita în cartea Rut și vom căuta răspunsuri. Cine și cum îți poate asigura viitorul și speranța? Ce se întâmplă dacă îți pui încrederea în tine pentru viitorul și speranța ta? Unde ajungi și cum ajungi? Ce se întâmplă când îți pui încrederea în Dumnezeu pentru viitorul și speranța ta? Și în săptămâna aceasta, în fiecare seară vom lua o temă care răspunde la o parte din aceste întrebări. În seara aceasta, Dumnezeu îți oferă viitor și speranță în ziua necazului. Mâine seară, dacă va îngădui Dumnezeu să ajungem mâine seară, Dumnezeu oferă viitor și speranță celor care s-au îndepărtat de El și acum se întorc acasă. Avem o cântare care spune, m-am depărtat de Dumnezeu, și versul următor spune, azi vin acasă. Ce-ți oferă Dumnezeu când vii acasă? Ce se întâmplă în sufletul unui om care se întoarce acasă? Care sunt frământările? Care sunt temerile? Care sunt piedicile? Cum te așteaptă Dumnezeu? Marțiara, dacă va îngădui Dumnezeu să ajungem până marțiara, ne vom uita la o altă temă. Dumnezeu oferă viitor și speranță celor care și-au pierdut speranța. Dumnezeu oferă viitor și speranță și celor care și-au pierdut speranța. Și vom vedea din cartea Rut cum arată un om care și-a pierdut speranța. Ce se întâmplă în sufletul lui? Ce gânduri îl frământă? Și cum se apropie Dumnezeu de un om care și-a pierdut speranța? Miercuri seara ajungem în Rut capitolul 2 și tema este următoarea.
Suntem tineri și necăsătoriți. Avem vreo speranță? Suntem tineri și necăsătoriți. Avem vreo speranță? Tinerii necăsătoriți, mâna sus. Mâna sus, tineri, nu vă fie jenă. E speranță. Să vă binecuvinteze Domnul. Joi seara am fost invitată la masă. Oare ce planuri are băiatul? Am fost invitată la masă. Ce planuri are? Să-mi fac vreo speranță sau nu? Vineri seara, ce să fac dacă băiatul de care îmi place nu mă cere în căsătorie? Ce speranță pot avea dacă băiatul de care îmi place nu mă cere în căsătorie? Sau dacă fata de care îmi place nu acceptă? Duminică seara, îmi doresc o familie fericită. Pot avea speranță pentru o familie fericită? Acestea vor fi cu ajutorul lui Dumnezeu temele săptămânii. Ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze și ne rugăm ca puterea celui preanalt să binecuvinteze viața fiecăruia. Dumnezeu oferă viitor și speranță. În seara aceasta, viitor și speranță în ziua necazului. Încep cu o întrebare. În anul care a trecut ai avut necazuri? Mâna sus dacă ai avut necazuri anul trecut. Mulțumesc tare mult, și eu am avut necazuri. În prezent ai necazuri. Ai necazuri în prezent. Cine are necazuri în prezent? Mâna sus. O să mă întrebați și dumneavoastră ce necazuri aveți. O mulțime de necazuri. Să vă spun unul dintre ele. Legile educației. Doamne, ai milă! Viitor și speranță în ziua necazului. Cartea Rut este a doua carte din Biblie care poartă numele unei femei. Sunt doar două cărți în Biblie cu nume de femei. Una este Estera și a doua Rut. Dacă sunt aici fete, femei cu numele Rut, mâna sus. Ana Rut, mâna sus. Dacă sunt femei cu numele Naomi, mâna sus Naomi. Să binecuvinteze Domnul și pe cele cu numele Rut și cele cu numele Naomi. Acum știți de unde s-au inspirat părinții. Cartea Rut însă începe cu o perspectivă extrem de sumbră. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete. Cartea începe cu două tragedii. Vremea judecătorilor și o foamete, sărăcie cumplită. De ce vremea judecătorilor? Pentru că în Cartea Judecători, ultimul capitol și ultimul verset spune: pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. O vreme de anarhie generală. Nu era niciun fel de ordine socială. În vremea judecătorilor, poporul Israel, care a fost eliberat miraculos de Dumnezeu după 400 de ani de robie în Egipt. Un miracol al istoriei. Un popor de sclav eliberat prin miracole extraordinare. Și popor care primește din partea lui Dumnezeu un cadou, un dar dumnezeiesc. Știți care a fost darul? Dumnezeu le-a dat o țară în care curge lapte și miere. Un popor de sclavi, după 400 de ani, binecuvântat de Dumnezeu cu o țară îmbelșugată. Dumnezeu le dă țara, darul acesta, în contextul unui legământ.
un legământ între Dumnezeu și acest popor. Legământul are două părți. Prima parte, toate binecuvântările de care se vor bucura în țara făgăduinței, dacă ascultă de Dumnezeu. Partea a doua, toate pedepsele care vor veni peste ei dacă nu ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu le explică, vă dau darul acesta, dar sunt aceste condiții. Dacă ascultați, toate binecuvântările. Și sunt copleșitoare binecuvântările. Le puteți citi în cartea Deuteronom în ultimele capitole. Dacă nu ascultați de Dumnezeu, acestea sunt pedepsele care vor veni peste voi. Și poporul ratifică legământul. Aud tot ce oferă Dumnezeu și în contextul legământului Dumnezeu le oferă viitor și speranță. Și poporul spune, intrăm în legământ. Și Dumnezeu îi duce în țara făgăduinței și ocupă țara, o iau în stăpânire. Dar la scurtă vreme după ce intră în țară și se bucură de toate binecuvântările și le merge bine, încep să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu și să spună, ne descurcăm fără Dumnezeu și trăim cum vrem noi. Calcă legământul. Și când calcă legământul, în baza legământului se aplică pedepsele. Și vin pedepse peste ei. Și când vin pedepsele, fie invazia unor popoare străine, fie război civil, fie secetă, fie criză economică, fie alte necazuri, boli, tulburări, când vin toate acestea, amenință viitorul și speranța, oamenii își dau seama că au luat-o pe un drum greșit, se întorc la Dumnezeu, se pocăiesc și iarăși primesc binecuvântările. Numai copiii lor repetă istoria. Și timp de vreo 300 de ani, de pe la anul 380 înainte de Hristos până pe la 150 înainte de Hristos, sunt vreo 12 asemenea cicluri în care poporul calcă legământul, vin pedepse, se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu, primesc binecuvântări și iar repetă ciclul. În vremea aceea, a judecătorilor, a trăit o familie. O familie prezentată aici în termenii cei mai naturali posibili. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui ca să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Pentru că în țară era o foamete. Și când vine foametea, vine sărăcie. Când oamenii sunt amenințați cu foametea, intră într-un comportament absolut înspăimântător. Dacă nu mă credeți, vă aduceți aminte ce panică a intrat în România și în lume când s-a anunțat cu COVID-ul că dispare uleiul de floarea soarelui de pe piață. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte ce au făcut oamenii? S-au dus să cumpere, așa, cu tonele, să cumpere ulei, să ducă acasă. Că e tragedie la magazine, că oamenii sunt în stare să se calce în picioare. Dacă în foamea asta lovește toată țara, e foamete. Și familia aceasta, pe care o prezintă Biblia, are soț și tată, soție și mamă și doi băieți și Biblia le dă numele. Și nu pune numele degeaba acolo. Pe soț și pe tată îl cheamă, cum îl cheamă? Elimelec. Ce înseamnă Elimelec? Orice evreu care citește cartea și spune îl cheamă Elimelec, asta înseamnă Dumnezeu este împărat. Așa i-au pus nume părinții când s-au născut. Elimelec, Dumnezeu este împărat. Dai seama să-ți strici soțul cu numele ăsta. Soția se numește Naomi. Naomi înseamnă plăcută sau dulce. Plăcută sau dulce. Acum, în România, când îți mai alin soția, zici, ce faci dulceață? Dar în limba engleză este mai frecvent, e sweetie. Asta e Naomi. Așa că Dumnezeu este împărat cu plăcuta și dulceața, se căsătoresc și au copii.
Se naște primul copil pe care îl cheamă, cum îl cheamă? Mahlon. Ce înseamnă Mahlon? Bolnăviciosul. Se naște copilul și îi pune nume Bolnăviciosul. Care sunteți aici, părinți? Mâna sus, părinții. Mulțumesc tare mult. Vă aduceți aminte când s-au născut pruncii noștri, cât am căutat după nume? Care dintre dumneavoastră ați fi spus, lăsa-i pun nume Bolnăviciosul? Numai că în Israel era următoarea rânduială. Să dai nume copilului în funcție de cum arată sau de împrejurări. Așa că atunci când se naște Esau, cum îi pun numele? Esau, care înseamnă? Roșcat, roșu. De ce? Era piele roșie și păroasă. Când se naște la nora marelui preot Eli, soția lui Fineas, se naște un copil în tragedii deosebite pentru familie și pentru țară. Îi pun numele Icabod. Nu este slavă. De ce îi pun numele Mahlon? Copilul acesta se naște și e bolnăvicios din naștere. E șubret. Se naște al doilea copil și îi pun numele Chilion. Și Chilion înseamnă ofilitul sau muribundul. Ofilitul sau muribundul. Acum imaginează-vă că vin la școală și sunt colegii tăi de clasă și se strigă catalogul. Și strigă bolnăviciosul și muribundul, mâna sus. Numai că în Israel se pun nume în funcție de împrejurări sau de realități. Știți ce înseamnă asta? O familie cu două mari probleme medicale. Doi copii cu probleme medicale. Și peste toate astea vine foametea. Și copiii cu probleme medicale au nevoie de hrană, de alimentație sănătoasă. Și este sărăcie. E foamete. E ziua necazului. Dintr-o dată viitorul și speranța acestei familii sunt amenințate. E anarhie în țară. E vreme în care oamenii se leapă de Dumnezeu. E vremea în care Dumnezeu aduce foametea peste țară, pentru că în cartea Deuteronom, la capitolul 11, Dumnezeu spune: vedeți să nu vi se amăgească inima și să nu vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie pe pământ și pământul nu și-ar da roadele. Ați pierit curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru. E vreme de apostazie. E vreme de rătăcire. E vreme de împietrire. Și este foamete și copii bolnavi. Ce ai fi făcut în asemenea situație? Ce decizie ai fi luat? Vă rog să nu ridicați mâna. Ce decizie ai fi luat într-o asemenea situație? Ce opțiune ar fi avut Elimelec cu Naomi și cu Mahlon și Chilion? Opțiunea numărul 1. Să se întrebe: din ce cauză au venit peste noi toate aceste încercări? Din ce cauză e foametea? Ce scrie în legământ? Că am primit țara în care curge lapte și miere. Țara binecuvântată de Dumnezeu și ei locuiesc la Betleem. Ce înseamnă Betleem? Casa pâinii, brutăria țării, grânarul țării. Dumnezeu i-a dus în cel mai binecuvântat loc și acum sunt necazuri și foamete și sărăcie. Și ar fi trebuit să se întrebe: din ce cauză? Și în cartea legământului scrie: din cauza că v-ați răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, că v-ați dus după idolii spurcați, din cauza că i-ați întors spatele lui Dumnezeu, vin peste voi pedepsele prevăzute în legământ. Care e soluția?
ne întoarcem la Dumnezeu, ne pocăim. Ne întoarcem la Dumnezeu și îi cerem lui Dumnezeu iertare și intrăm în ascultare de El și Dumnezeu dă binecuvântările Lui. Prima opțiune. Care e a doua opțiune? Să mă uit în jur să văd unde am putea merge. Unde ar fi mai bine? Unde ne-am putea duce? Și Biblia ne spune că omul acesta, din Betleemul lui Iuda, din casa pâinii, din poporul lui Dumnezeu, a plecat cu soția lui și cu cei doi fii a lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Acolo e belșug. Acolo, dacă ne ducem, avem resurse. Acolo avem înaintea noastră viitor și speranță. Dacă rămânem aici în țara făgăduinței, n-avem viitor și n-avem speranță. Dacă ne ducem acolo, avem viitor și speranță. Ce ai fi ales în ziua aceea? Să spun ce ai fi ales în ziua aceea. Să spun? Vrea cineva să spun. Exact ce vei alege în ziua de astăzi. Exact ce alegi în ziua de astăzi, ai fi ales și în ziua aceea. De ce? Pentru că ai doar două alternative. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, să ascultăm de El, să primim binecuvântarea Lui, viitor și speranță, sau să ne încredem în noi când ne descurcăm cu resursele noastre. Și Elimelec alege varianta a doua. Nu se roagă, nu se duce la cartea legământului, nu stă de vorbă cu nimeni, ci Elimelec spune, mă descurc. Eu sunt un om antreprenorial, eu știu, dacă acolo Moab este bine, ne pachetăm și mergem spre Moab. Vreau să vă imaginați ziua în care Moab cu Naomi, cu Mahlon și Chilion, ies pe poarta cetății Betleem. Și întreabă cunoscuții încotro. Păi nu vezi că aici nu avem niciun viitor. Vezi că aici lucrurile sunt așa cum sunt. Ne ducem în Moab. Acum, știu că mintea unora se poate naște următoarea întrebare. E greșit să pleci din România într-o altă țară sau dintr-o altă țară să vii în România? E greșit sau nu e greșit? E păcat sau nu e păcat? Răspunsul nu este da și nu. Răspunsul este următorul. Depinde la ce renunți și depinde ce alegi. Depinde la ce renunți și la ce alegi. La ce renunță Elimelec cu familia lui? Renunță la țara făgăduinței. 400 de ani au așteptat strămoșii lui să vină în țara care curge lapte și miere. Renunță la ea. Renunță la poporul lui Dumnezeu. Pleacă din poporul lui Dumnezeu într-o altă țară. Și vom vedea imediat ce țară. Renunță la casa pâinii, la Betleem. Renunță la legământ. Renunță la Dumnezeu. În țara aceasta toate lucrurile erau în contextul legământului încheiat cu Dumnezeu. Renunță la toate și se duce. Unde se duce? În țara Moabului. Țara Moabului este țara în care locuiesc unii dintre urmașii lui Lot. În urma unor nenorociri care au venit în familia lui Lot, se naște un copil Moab și poporul acesta care se naște din el se naște și este un popor stricat, este un popor corupt, este un popor păgân, un popor idolatru. Moab este definit în Biblie, în Cartea Psalmilor, ca fiind ligheanul în care Dumnezeu își spală picioarele. Acum, Apostolul Pavel spune că într-o casă mare sunt tot felul de vase. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste și unele sunt pentru o întrebuințare de ocară. Ligheanul pentru ce întrebuințare este? Despre de murdărie în el. Așa că nu este în raftul cu bibelouri. Nici în colecția de lucruri speciale.
Din perspectiva lui Dumnezeu, Moabul este locul mizeriei morale și spirituale. Și Elimelec alege locul ăsta. Dumnezeul Moabului este Chemoș, despre care Biblia spune urâciunea Moabului. Acest zeu a Moabului este un zeu căruia oamenii îi aduceau jertfe umane, sacrificau copii ca să îi facă pe plac acestei zeități, Chemoș. Este un popor, ostil poporului Dumnezeu. Când Israel a ieșit din robia egipteană, Moabul nu i-a dat voie, moabiții nu i-au dat voie lui Israel să treacă prin ținutul lor. Ba mai mult, l-au angajat pe Balaam, un preot, profet, de undeva din zona Orientului, din zona Mesopotamiei, să vină și să blesteme poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a oprit pe Balaam să nu blesteme poporul. Și pentru că Balaam a primit o ofertă de mari bogății din partea lui Balac, legele Moabului, a spus, Dumnezeu nu mă lasă să-l blestem, dar îți spun eu cum poți face ca să îi blesteme Dumnezeu, să-i bată Dumnezeu. Nu mă lasă să-i blestem eu. Și Balaam îi dă următorul secret lui Balac. Trimite fetele voastre din Moab să invite la petreceri, la ritualurile voastre, feciorii din Israel. Ritualul lor sunt atât de destrăbălate încât Biblia spune în ziua aceea 24.000 de feciori evrei s-au pângărit și au primit pedeapsa lui Dumnezeu. Este un popor renumit pentru destrăbălare. La începutul cărții judecători, sub conducerea împăratului lor Eglon, Moabul cotropește țara lui Iuda și o oprimă, o apasă timp de 18 ani. Și acum Elimelec își caută loc de viitor și speranță. Dacă ar fi să folosim ceva pe grila vremii noastre, ar fi ca și când o familie din Ucraina, după ce au suferit toate atrocitățile din partea Rusiei, s-ar duce să-și caute viitor și speranță. Unde? În Rusia. Ce ar zice ceilalți despre omul acela? Dar dincolo acele lucruri sunt mult mai grave. Întorc spatele lui Dumnezeu și tuturor binecuvântările lui Dumnezeu și pleacă în țara Moabului. La ce renunță? Ce aleg? Acum, în contextul cărții Rut, Moabul reprezintă lumea fără Dumnezeu. Și am întrebat dacă este păcat să mergi din România într-o altă țară pentru că e mai bine economic sau nu? Sau să vină dintr-o altă țară în România că e mai bine economic decât acolo? Problema este următoarea. La ce renunți și ce alegi? Că poți rămâne în România să alegi lumea fără Dumnezeu. Și poți merge într-o altă țară să alegi lumea fără Dumnezeu. Sau să rămâi în România să-L alegi pe Dumnezeu sau să mergi în altă țară și să rămâi lângă Dumnezeu. Amin. Ce alegi și la ce renunți? Ești tânăr și poate să fie sărăcie, de un fel sau alta, relațională, emoțională, de un fel sau alta, altul. Ce alegi, la ce renunți? Poate să fie foamete. Poate să fie foamete spirituală, poate să fie foamete socială, poate să fie foamete relațională. La ce renunți și ce alegi? Elimelec alege lumea. Se duce cu copiii lui acolo și cu soția, pentru că acolo este viitor și speranță. Și acum vă rog să vă uitați. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Pentru o vreme, i-a zis. Ce face Elimelec? Păi mergem până să liniștesc lucrurile. Vezi că aici nu-i bine. Da, așa numai, ieșim și noi pentru o vreme. Ajungând în țara Moabului, și-a așezat locuința acolo.
s-a stabilit acolo. Acolo e viitor și speranță, în lume. Versetul 3. Elimelec, bărbatul lui Naomi, ce s-a întâmplat? Unde a murit? În locul unde și-a căutat viitor și speranță. S-a dus unde a crezut el fără să-l întrebe pe Dumnezeu. S-a dus bizuindu-se pe el, pe priceperea lui. S-a dus unde a crezut el că are asigurat viitor și speranță și ajunge în țara Moabului, în lumea fără Dumnezeu și moare într-o lume fără Dumnezeu, moare într-un popor păgân care nu-i poporul lui Dumnezeu, moare într-o țară păgână, idolatră. Vă rog să vă imaginați pe Naomi. Își îngroapă soțul în țara unde le-a promis că va fi bine. Și se întoarce de la mormântarea soțului și e apăsată și îi tristă, plânge pământul sub picioare. Dar zice, mai am totuși o bucurie. Ce bucurie am? Mai am 2 copii. Dar oare aduc bucurie sau n-aduc bucurie copiii? Vă rog să vă uitați. Elimelec, bărbatul lui Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. S-au căsătorit cu fete păgâne. Când ți-ai dus familia pe drumul lumii, chiar dacă la un moment dat tu ai vrea să te întorci, e posibil să nu mai poți întoarce pe ceilalți. Copiii n-aveau niciun fel de dorință, niciun gând să se reîntoarcă în țara promisă. Se căsătoresc și se așează acolo și se căsătoresc cu fete păgâne. Părinții se duc până acolo, copiii se duc mai departe. O, Doamne, câți nu pot depune mărturia aceasta? M-am căsătorit și m-am îndepărtat de Dumnezeu. Și copiii mei au crescut în lume. Și eu mă întorc la Dumnezeu și copiii mei au rămas în lume. E o durere teribilă. Ei și-au luat neveste moabită. Una se numea Orpa și cealaltă se numea Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion. Ce s-a întâmplat cu ei? Au viitor și speranță. Mahlon și Chilion au murit. Unde mor? Mor în lume. Mor în țara Moabului. Mor fără Dumnezeu. Și Naomi, care s-a dus împreună cu familia ei să aibă viitor și speranță, se alege cu 3 morminte. 3 morminte în țara Moabului. Pierde tot. Și în vremea aceea, dacă n-ai soț și n-ai urmași, rămâne cu 2 nurori păgâne, care dacă se duc în lumea lor a Moabului, ea rămâne într-o țară străină a nimănui. Rămâne într-o țară străină și nu mai are nimic. A pierdut totul. Are 3 morminte și plânge de la unul la celălalt. Se uită în sus. Și cerul este închis pentru că i-a întors spatele lui Dumnezeu. Se uită în jur și nu mai are nimic. Se uită în urmă și a pierdut tot. Se uită înainte și nu mai vede nicio lumină. O femeie care a pierdut tot rămâne singură într-o țară străină și rămâne muritoare de foame și rămâne a nimănui. Nu mai am nimic. E ziua necazului. E ziua cumplită. Pentru că au crezut că își asigură viitor și speranță fără Dumnezeu. Acum, vreau să precizez următorul lucru. Ar fi trebuit înainte de a merge în țara Moabului să se roage, să se uite în cartea legământului
și să înțeleagă că nu poți fugi de Dumnezeu nicăieri. Că nu poți fugi de Dumnezeu și în răzvrătirea ta să crezi că te descurci pe altă parte a globului, pe alt meridian. Dumnezeu este Dumnezeu atotprezent. Binecuvântat să fie numele. Și când vrei să te duci fără Dumnezeu, culegi roadele pe care le-ai semănat. Ce seamănă omul, aceea va secera. E ziua necazului. A pierdut tot. Nu mai are nimic și nu mai are pe nimeni. Te uiți în sus și cerul este închis pentru că de 10 ani de zile n-ai mai stat de vorbă cu Dumnezeu. Te uiți în jur și sunt morminte. Te uiți în urmă și sunt regrete. Te uiți înainte și este întuneric. Nu vezi nimic. Oare are Dumnezeu? Are Dumnezeu ceva pentru o asemenea ființă? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și bunătatea Lui ține în veci. Apoi, versetul 6. S-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului. Căci aflase în țara Moabului, ce a aflat? Ce a aflat în țara Moabului? A aflat că Dumnezeu binecuvântează țara de unde a fugit ea. Dumnezeu i-a cercetat și Dumnezeu le dă pâine. Primește o veste care îi răscolește sufletul. Cineva a dat drumul imaginației, oare cum a primit Naomi vestea aceasta? O veste care realmente aprinde luminița la capătul tunelului. Și cineva a dat drumul la o următoare imaginație. Într-o zi, când Naomi se întorcea de la cimitir, era plânsă și era atât de apăsată încât nu vedea nici măcar lumina soarelui. Și în timp ce se întorcea, apăsată de la cimitir, un trecător, un neguțător, se oprește în dreptul ei să-i ceară informații care ar fi drumul cel mai scurt înspre Betleem. Și Naomi spune, te duci la Betleem? Da. Dar cu ce ocazie? Că sunt din Betleem. Și am fost într-o călătorie și mă întorc la Betleem. Dar și eu sunt din Betleem. Și ce cauți aici? E o întâmplare lungă. Spune-mi ce s-a întâmplat. Păi, a fost foamete, a fost sărăcie și împreună cu soțul am hotărât să plecăm din Betleem, să venim aici, să ne căutăm viitor pentru copiii noștri. Și ce s-a întâmplat? Au venit nenorocirile una după alta. La scurtă vreme mi-a murit soțul. Copiii mei s-au căsătorit cu femei păgâni. Și copiii mei au murit amândoi și am rămas a nimănui. Și străinul zice, de ce nu vii la Betleem? Dar la ce să mă duc acolo? Să spun ceva. Dumnezeu a cercetat poporul său. E o vreme în care s-au întors la Dumnezeu cei din țara lui Iuda. Dumnezeu le dă pâine din belșug. La Betleem este viață, binecuvântare. La Betleem lucrează Dumnezeu. Naomi, ce faci aici? Nu știm numele acelui mesager. Nu știm în ce context i-a spus lui Naomi. Dar în mijlocul necazurilor primește o veste că Dumnezeu lucrează. Că Dumnezeu e bun. Că Dumnezeu este îndurător. Că Dumnezeu este gata să primească. Că Dumnezeu nu și-a încheiat binecuvântările ce se noiesc în fiecare dimineață. Vestea aceasta îi aprinde sufletul lui Naomi. Îi aprinde sufletul. Îi aprinde sufletul cu asemenea putere încât spune, atunci, dacă Dumnezeu lucrează acolo, mă ridic de aici împreună cu nurorile mele și plecăm și noi spre Betleem. Și s-au ridicat să plece. În mijlocul necazurilor Dumnezeu totdeauna are un mesaj special.
Pentru tine și pentru mine astăzi, în ziua necazului, Dumnezeu are un mesaj mai glorios. Nu printr-un călător anonim, ci prin Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer, pe pământul acesta și a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Toți cei care sunteți apăsați și viitorul și speranța voastră sunt prăbușite, veniți la mine. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul viitorului și a speranței. Dumnezeul nostru este Dumnezeul harului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care îi primește pe cei care se întorc și vrea întoarcerea lor. Întrebare. Până unde ai ajuns pe drumul Moabului? Până unde ai ajuns pe drumul Moabului? În călătoria ta departe de Dumnezeu. Până unde ai ajuns pe drumul Moabului? Poate că ești doar la poarta Betleemului și ești gata să pleci. În seara aceasta, mesajul lui Dumnezeu este, întoarce-te înapoi. Întoarce-te la Dumnezeu. Poate că ești la jumătatea drumului. N-ai mai fost de multă vreme să te închini lui Dumnezeu. Ești pe drumul acela și ești tot mai atras să te duci înspre lume. Mesajul lui Dumnezeu este, întoarce-te înapoi. Poate că ai ajuns în Moab și ți se pare că te descurci, că îți merg bine lucrurile, aranjamentele tale dau rezultate. Dacă ești în lumea fără Dumnezeu și îți merge bine, îngrozește-te de asta. Dacă îți merge bine fără Dumnezeu, îngrozește-te. Dar de ce să te îngrozești? Pentru că Biblia spune în Psalmul 73 că ești într-un loc alunecos. Ești într-un loc alunecos pentru sufletul tău, te amăgește ideea succesului. Și fără să-ți dai seama, te duci înspre cea mai cumplită nenorocire. Care e cea mai cumplită nenorocire? Să pierzi viitorul și speranța. Care sunt dușmanii viitorului și speranței? Moartea și nenorocirile. Moartea și nenorocirile. Când vin nenorocirile, Dumnezeu îți trimite semnale de alarmă, să te oprești, să te întorci. Când s-a îmbolnăvit Elimelech în Moab, era un semn să spună, ne întoarcem înapoi, nu-i viitor aici. Când a murit, ar fi trebuit soția și copiii să spună, am venit până aici și suntem atât de loviți și de apăsați și nenorociți, ne întoarcem înapoi acasă. Nu se întorc acasă. Mor și cei doi copii. Și abia atunci Naomi spune, nu mai am nimic. Nu mai am nimic decât vestea bună pe care am primit-o. E o veste bună pe care Dumnezeu are și pentru tine. Un băiat, pe nume Iacov, scris următorul lucru. Am crescut într-o familie de credincioși. De mic copil am auzit despre Iisus. Dar este o mare diferență între a auzi despre El și a-L cunoaște. În anii adolescenței, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Apoi, după 20 de ani, m-am dus și mai departe. După 30 de ani, m-am dus și mai departe de Dumnezeu. M-am dus într-o lume în care mi-am ruinat viața. Am crezut că mă descurc singur, fără Dumnezeu. Dar m-am trezit pe un drum fără direcție. Lucrurile pe care le-am făcut au început să mă urmărească. Eram plin de amărăciune și de mânie. Am ajuns la capătul puterilor. Eram zdrobit și frânt. În această stare, singur într-o cameră pustie, am strigat către Dumnezeu cu disperare. Toate faptele mele murdare, toate regretele, toate suferințele le-am adus înaintea Lui și am strigat către Dumnezeu după ajutor și iertare. Acolo în camera aceea pustie, am simțit cum îmi este luată povara. Omul ce vechi a fost schimbat. Am simțit dragostea lui Dumnezeu și iertarea Lui. Nu mai vreau să mă despart de Dumnezeu niciodată, pentru că dragostea Lui și iertarea Lui sunt adevărate. Dumnezeu are viitor și speranță pentru tine. Care e responsabilitatea ta? Mă veți căuta și mă veți găsi, spune Dumnezeu, dacă mă veți căuta din toată inima. Ce înseamnă să-L caut din toată inima? Adică să nu fie
o încercare de șmecherie, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă scap de aici, dacă mă vindeci, dacă mă scap din necazuri, dacă îmi rezolv problema cu tare, Doamne, mă pocăiesc. Și vin la Dumnezeu și spun, Doamne, eu vin înaintea Ta cu viața mea. Vin înaintea Ta cu alegerile mele, cu păcatele mele, cu drumul pe care l-am avut fără Tine. Vin înaintea Ta și mă întorc la Tine. Și din toată inima Te rog să mă ierți, să mă primești, să faci din mine copilul lui Dumnezeu, să-mi dai viitor și speranță. Și viitorul și speranța noastră, Hristos în voi, speranța slavei, nu doar până la mormânt, ci dincolo. Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Vei accepta oferta lui Dumnezeu? Sau te încrezi în resursele tale și în relațiile tale? Te încrezi în tine. Cu această încredere poate ai plecat și tu pe drumul Moabului, pe drumul lumii. Cât de departe ai ajuns? Când Naomi a ajuns la capătul drumului, un mesager anonim, dar pe care în suveranitatea lui Dumnezeu l-a trimis exact atunci și exact pe acolo, pe drumul acela. I-a spus lui Naomi că Dumnezeu își binecuvintează poporul lui și la Betleem este belșug de pâine. Pentru tine Dumnezeu are un mesaj și mai glorios. Iisus Hristos este pâinea vieții. Iisus Hristos este apa vieții. Iisus Hristos este lumina lumii. Iisus Hristos este păstorul cel bun. Iisus Hristos este medicul cel bun. Iisus Hristos este părintele veșniciilor. Este Domn al păcii. Binecuvântat să-i fie numele. El se apropie de tine și spune prin cuvântul lui: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. E viitor și speranță. Este iertare. Este împăcare cu Dumnezeu. Este întoarcere acasă. Dacă aude cineva glasul meu, spune Domnul, este vorba despre răspunsul inimii tale, a sufletului tău. Cum răspunzi la o asemenea ofertă? Ce se întâmplă în inima ta? Auzi glasul lui Dumnezeu înseamnă inima ți este răscolită. S-a aprins lumina înaintea vieții tale și spui, da, Dumnezeu mi oferă viitor și speranță, Dumnezeu mi oferă iertare, mântuire, binecuvântare. Dumnezeu mă primește și mă face copilul lui, mă primește acasă. Și inima ta spune, vreau să mă întorc. Naomi s-a sculat și s-a întors spre țara ei. A spus, gata, până aici. Astăzi se încheie călătoria mea fără Dumnezeu, de astăzi drumul spre casă. Fie seara aceasta seara în care se încheie drumul tău fără Dumnezeu și începe călătoria ta spre casă. Doamne, cercetează adunarea aceasta. Nimeni nu cunoaște mai bine decât Tine inima fiecăruia. Nimeni nu cunoaște starea fiecăruia. Doamne, cunoște oamenii care sunt în ziua necazului. Cunoște oamenii care au pierdut și sunt loviți și suferă amar. Mulțumim că-ți pasă de ei și îți pasă de noi, de fiecare. Mulțumim că nu ești Dumnezeul care să-ți întorci spatele. Ești Dumnezeul care mi-ai spus, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Doamne, fă să se înalțe, strigă-te după tine, după ajutorul tău. Descătușează orice inimă. Eliberează orice suflet.
Sufletele care și-au pierdut speranța și sunt prinse de întuneric. O, Doamne, adu lumina lumii acolo. Sufletele care și-au pierdut căldura și sunt înghețate. O, Doamne, adu căldura Duhului Tău cel Sfânt acolo. Sufletele care sunt în derivă și se pregătesc de naufragiu, Doamne, mulțumim că Tu ai ancora veșniciei. Atrage-i la Tine. Duhul lui Dumnezeu, singurul care poți convinge, singurul care poți lucra, singurul care poți naște din Dumnezeu, te rugăm din toată inima, fă-ți lucrarea în mijlocul nostru. Atinge-te de fiecare suflet care strigă după ajutorul Tău. Răspunde, Doamne, la dorința celor care vor să vină acasă. Mulțumim că ești gata să-i primești ca pe fiul risipitor altă dată. Mulțumim că ai brațele deschise. Mulțumim că îi aștepți. Mulțumim că ai iertarea Ta, ai dragostea Ta, ai viitor și speranță. Acum așa cum ești, uită-te sub lumina cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu la răspunsul inimii tale. Și dacă din toată inima îi dorești să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, știu că mă cunoști unde sunt și îmi cunosc starea. Știi că știi exact unde am ajuns și cum sunt. Doamne, mă cunoști și îmi cunoști batele inimii. Rugăciunea mea se înalță spre Tine, Doamne, primește-mă și iartă-mă. Doamne, îndură-Te și fă din mine copil al Tău. Îndură-Te, Doamne, și dă-mi viitorul și speranța pe care doar Tu le poți da. Pentru că Te chem din toată inima. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Începem cu cei care sunteți la balcon. Dacă inima ta răspunde chemării lui Dumnezeu și din adâncul inimii tale spui, Doamne, vin, primește-mă. Exprimă rugăciunea inimii tale și în afară printr-o mână ridicată, ca să o pot vedea și ține mâna sus o clipă la balcon. Oriunde ești, ține mâna ridicată o clipă ca să o pot vedea, să vă binecuvinteze Domnul. La balcon, dacă mai este cineva, oriunde ești, ține mâna ridicată ca să o pot vedea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar e o bătălie nemaipomenită pentru inima ta. Probabil că ai impresia că te-ai mai putea descurca o zi fără El. Oare mai ai o zi? Dumnezeu spune, astăzi dacă auzi glasul lui, nu ți-l pietri inima. Dacă mai este cineva la balcon, adică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea și spune, Doamne, ai sunt, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, să vă binecuvinteze, v-am văzut și pe dumneavoastră acolo. Dacă sunt alții, sunt mii de persoane acolo, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Jos aici în sală, sub balcon. Știe Dumnezeu scaunul pe care stai, îți cunoaște inima, îți cunoaște frământările, îți cunoaște zbuciumul, dacă ești gata să spui, Doamne, primește-mă și pe mine. Fă și din mine copil al Tău, iartă-mă și primește-mă. Mântuiește-mă, Doamne, și așează-mă pe calea care duce spre veșnicie. Dacă așa strigă inima ta, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Jos aici în sală, dacă este ceva, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut mâna jos, dacă sunt alții, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, spune Biblia, dacă și-ar pierde sufletul? Și fără Hristos, sufletul este pierdut. Și dacă ziua aceasta ar fi ziua în care îți încheie alergarea pe pământ, unde vei fi în clipa următoare? Dacă nu l-ai pe Hristos, te duci pentru totdeauna în întunericul veșniciilor. De aceea spune Domnul Iisus, astăzi, cei trudiți și împovărați, veniți la mine. Dacă mai este cineva jos în sală, adică mâna sus, și ține o clipă ca să pot vedea și mâna ta ridicată, este mărturia că îi spui, Doamne, din toată inima mă întorc la Tine, să vă binecuvinteze Domnul. Urmează o cântare a corului bărbătesc, m-am depărtat de Dumnezeu, azi vin acasă. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, frați și surori, ne rugăm pentru cei care se zbat, care se luptă, cei care sunt apăsați de întristările și de necazurile lor și care sunt atât de apăsați încât n-au putere nici măcar să strige. Spune-mi, Doamne, îndură-Te de ei și binecuvintează-i. M-am depărtat de Dumnezeu, azi vin acasă. Trăit am în păcatul meu, azi vin acasă. Dacă Rut și Naomi ar fi știut cântarea aceasta că s-au întors înspre Betleem, ar fi cântat împreună, azi vin acasă. Dar probabil că poți cânta tu. Întorcându-te astăzi spre casă, poți spune, m-am depărtat de Dumnezeu. Dar azi vin acasă. Ascultă cântarea, ascultă cuvintele, ascultă mesajul și lasă inima ta să răspundă.
tu știi că te-ai depărtat de Dumnezeu. Nu mai citești Scriptura, nu te mai rogi. Nu te mai duci la închinare cu poporul lui Dumnezeu. Ești pe drumul Moabului sau în țara Moabului. Trăiești din păcatul tău. Și plata păcatului este moartea. De aceea spune, Doamne, vin și eu acasă. Fă din cuvintele cântării rugăciunea ta, Doamne, vin. Nu mai zăbovesc. Brațul tău este deschis. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea lui. Lui Naomi a trimis un mesaj în țara Moabului. Ți-e trimis un mesaj aici, în mijlocul adunării. Naomi a pierdut 10 ani. Poate că tu ai pierdut mai mulți. Dar poți să vii acasă. Cu lacrimile acelea a regretului pentru ceea ce ai făcut, dar și cu lacrimile bucuriei că este un Dumnezeu care iartă, că este un Mântuitor care s-a dus la cruce și a plătit prețul iertării. Doamne, vin acasă. Tu știi că ești pe un drum care duce departe de casa lui Dumnezeu, departe de cer, departe de mântuire, departe de binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. În suveranitatea Lui îți oferă darul acesta. Responsabilitatea ta este să-L primești, să-L alegi și să spui, azi vin acasă. Dacă te-ai dezgustat de drumul păcatului, de viața fără Dumnezeu, vino acasă, încrede-te în jertfa Lui, în dragostea Lui și primește binecuvântarea Lui. Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna sus și spune, Doamne, primește-mă și pe mine, slăvit să fie Dumnezeu. Dar v-am văzut și acolo, dacă sunt alții la balcon, ține mâna sus ca să o pot vedea, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Jos aici în sală, dacă mai este cineva, ridică mâna sus și spune, Doamne, primește-mă și pe mine. Mâna ta ridicată e mărturia, că-L chem din toată inima și spui, Doamne, primește-mă și pe mine. Poate că te-ai uitat online, ești acasă sau ești în altă parte. Brațul lui Dumnezeu este larg deschis și pentru tine, spune, Doamne, și eu vin acasă. Ca să putem veni noi acasă, Hristos a venit de acasă, din cer, din sânul Tatălui în lumea noastră, ca să ia păcatele și să ne mântuiască, ca să ne poată primi acasă, cu prețul jertfei Lui, cu prețul iertării, a jertfei de pe cruce. Vino acasă! Și cei care ați venit acasă, bine ați venit acasă! Bine ați venit acasă! Să vă binecuvinteze Dumnezeu acasă la El!